Bună ziua, domnule primar, iată-ne la Tămășeni, după ceva vreme de la alegerile locale. Este o primă perioadă în care am vrea telespectatorii noștri, am vrea să știe cum v-ați acomodat cu funcția și care sunt realizările, pentru că recunoaștem că de o oră, o oră și ceva de când am venit aici, tot unul a intrat, altul a ieșit de la dumneavoastră din birou. Așa arată o zi de muncă. Da, așa arată. Primarului Lucaci? Așa arată o zi de muncă a primarului Lucaci. Probabil că nu în fiecare zi sunt tot atât de multe persoane. Acum e un pic mai aglomerat, toată lumea depune acele documente pentru încălzire și de-aia e un pic mai aglomerat. Dar, în general, oamenii vin și își cer drepturile și noi trebuie să stăm la dispoziția dumnealor. Nu e nicio problemă. Iar cu acomodarea, da, sunt acomodat și funcția care am avut-o de viceprimar 8 ani de zile, deci nu mi-a fost chiar atât de greu să mă acomodez. Iar de lucrări, ce m-ați întrebat, ce am mai putut făcut. Deci mergem spre finalizarea lucrărilor de canalizare, probabil că am mai discutat-o împreună de lucrul ăsta. Vrem până în decembrie să finalizăm lucrările de canalizare și să putem da în folosință parte de rețea care a fost construită. Este vorba de un proces, de un proiect cu fonduri europene. Vă rog să-mi spuneți valoarea lui și cum ați reușit să îl transpuneți în practică? Proiect european, nu știu la care vă referiți. Cel de apă și canalizare. Nu, deci canalizarea și apa nu sunt pe un proiect european, sunt pe fondul de mediu. Deci banii sunt de la fondul de mediu, nu sunt pe banii europeni. Este un proiect început de fostul primar Andrei Cironim, eu l-am continuat și vrem să-l ducem spre finalizare. Etapa următoare, cu siguranță, cred că o să mergem pe banii europeni. Am început modernizarea străzii Busuiocului și, dacă ține vremea, sperăm că până la finele săptămânii să fie asfaltată. Asta este un proiect făcut în mandatul meu, deci primul proiect făcut și să spunem și finalizat. Proiect de pe mandatul meu, o să vă le spun și pe celelalte care le avem, dar nu sunt finalizate pentru că așteptăm finanțare ori de la Ministerul Dezvoltării, ori de la Fondul de Mediu, ori vedem Compania Națională de Investiții, vedem de unde o să putem să facem rost de bani. Dar strada Busuiocului este un proiect făcut recent în mandatul meu și până la finele săptămânii să-l terminăm, să fie frumos. Este greu în 2016 cu accesarea de fonduri. Mi-ați văzut și membrii ai grupului de acțiune locală Galvalea Siretului. Măcar pe această filieră ați reușit să mai vină ceva fonduri de... Deci acțiunea Galvalea Siretului s-a desființat, nu mai există. Și am trecut pe un alt gal bârlad. Avem ceva promisiuni, nu prea mari, foarte mici, dar la momentul ăsta nu am primit niciun răspuns că ne va da ceva sau nu. Șansele sunt, să zicem, de 70-80% că vom primi o sumă de, am înțeles, 80-90 de mii de euro. Și le-am găsit și locul. Dacă îi primim, vor fi făcute două terenuri sintetice de sport în curțile școlilor. Adjudeni și Tămășeni, copiii să-și desfășoare ora de sport în curtea școlii. Să nu mai plece pe terenul de sport, este o distanță suficient de mare și să-și facă activitatea în curtea școlii. Domnule primar, dumneavoastră ați moștenit de la vechiul primar un proiect restant, un proiect care a consumat ceva fonduri, mă refer la acea sală de sport. Ați reușit să mai continuați proiectul sau se află tot în faza aceea de... Proiectul la sala de sport se află tot în faza care o știți dumneavoastră, deci de 8 ani de zile nu s-a mai investit nimic acolo. Am înțeles că săli de sport ca la Adjudeni mai sunt în țară multe și toate s-au blocat și au rămas fără continuitate. Acești bani ar fi trebuit să vină de la Ministerul Învățământului, ei au spus că nu mai au bani și le-au transferat la Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării au spus că ei nu vor continua lucrări de genul care
nu au bani, nu pot. Și atunci mi-am făcut deja pe timpul mandatului meu de când sunt, am făcut o adresă către Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării ne-au trimis un răspuns că nu au bani și atunci am apelat la Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții ne-au primit adresa și cred că după câte am primit răspuns, probabil că o să o preia ei, o să o facă și după aceea o să ne-o dea înapoi. Ziceți-mi, abandonată de atâta timp, nu s-a distrus ceea ce s-a construit? Nu s-a distrus. La meșterul lui Manole, acolo? Nu, nu s-a distrus. Este pază, nu s-a distrus nimic. Doar, să spunem, din fermele care au fost montate, dintre ele au mai ruginit, dar ale se pot curăța și revin la forma care trebuie. Deci foarte puțin. Nu, nu s-a distrus nimic. Deci este exact la forma care a fost. Este bine că ați demarat acest subiect. Spuneți-mi cât vă afectează faptul că la nivelul Consiliului Județean, dumneavoastră ca și primar al PNL-ului, vă aflați în opoziție. Ați avut vreun contact sau rolul Consiliului Județean este minor acum în relația cu autoritățile publice locale? Din punctul meu de vedere nu pot să spun nimic la momentul ăsta pentru că la Consiliul Județean nu s-a făcut nicio rectificare și să spunem că aș fi cerut un sprijin din partea dumnealor și să nu mă ajute. Nu, deci am cerut un sprijin, chiar dacă sunt din opoziție, sunt un primar al țării și am dreptul să cer la Consiliul Județean o cofinanțare. Nu m-au respins, nu... chiar s-au comportat foarte bine. Deci nu e nicio problemă. Și au promis că o să ne dea, dar așteaptă și dumnealor rectificări, ca toată țara. Domnule primar, credeți că această perioadă, ca anul ăsta 2016, un an, iată, cu două rânduri de alegeri, este un an mai dificil ca alții, are o anumită specificitate? Nu cred, nu. Eu n-am simțit lucrul acesta că dacă au fost mai multe alegeri, tipuri de alegeri și mai sunt avem în decembrie, în noiembrie, nu, decembrie, pe 11 decembrie, nu s-a simțit lucrul ăsta. Doar că s-au terminat banii probabil la Ministerul Dezvoltării sau mai sunt ceva o parte și s-a blocat acei bani pentru a nu se folosi în scopuri electorale. În rest, nu cred. Lucrurile merg la fel. Dumneavoastră ați găsit bugetul Olaș. Nu, bugetul comunei este mic și așa. Nu l-am găsit, este în forma lui care tot noi consilierii l-am făcut în februarie și a rămas, banii se cheltuie pe etape și atunci nu pot să spun că l-am găsit golaș. Nu am găsit nici găuri, să spun că toată lumea spune că dacă a intrat un primar nou, primarul a lăsat găuri, a făcut, nu. Deci bugetul este normal și nu. Nu, deci la buget nu este umblat și este un buget corespunzător. Nu e problemă. Care e gradul de încasare aici? Se încasează de locul și nu și în părți locale? Ca peste tot, sunt o parte din cetățeni care, sau de agenți care aduc banii în prima fază anului când au și un discount, dar ceilalți sunt care ne aduc în noiembrie, decembrie, ne afectează un pic, dar nu avem ce face. Cam rata, să zicem, a contribuției care cetățenii ar trebui să o duc ar fi undeva la 70% ceea ce aduc la timp. 30% cam la finele anului, așa. Și acest grad de încasare de 70% vă afectează cumva? Aveți arierate deja? Nu avem arierate. Deci nu avem arierate. Noi știm să chipzuim un pic banii și să nu ne facem nici arierate și să nu consumăm mai mult decât avem, să nu avem care probleme. Care sunt banii contribuabili agenții economici la Tămășeni care dau bani la buget? Sumele integrale sau așa? Care trebuie să vă puneți bază pe cineva? Că cetățean... Da, păi avem firmele de construcții care aduc... Firme sunt foarte multe, deci chiar dacă am un tabel aici lângă mine, ar trebui să citesc, cred, o jumătate de oră. Sunt foarte mulți agenți economici și firme de construcții, avem firme de transport și în comun și... Deci sunt foarte multe. Dacă vreți, pot să vă... Câteva mai mari, așa, mai semnificative.
Avem societatea comercială Transorvirel, care este o societate foarte mare și contribuabilă. Avem SC Balașca SRL. Balastiera. Da. Are și mașini de transport, deci are mai multe activități. Am o firmă care e la fel de mare. Dar... Și plătesc corect constructori? Da, 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 da. Ei, aduc probabil și ei banii eșalonat, dar nu, nu și-au făcut, cum, nu ne facem probleme. Cum merge agențiilor economice? Adică e economia reală, cum merge? Nu pot să spun exact cum merge, că merge ca în toată țara. Prost, peste tot. Cu... economia merge un pic mai prost. Știm că odată instalat în funcție, un primar are în vedere cele trei componente. Școală, stradă și sănătate. Cum ați distribuit dumneavoastră ca să acoperiți cheltuielile acestor trei sectoare? Pentru că din totdeauna școlile au arătat bine aici la Tămășeni, dar mă interesează în rest ce ați reușit să faceți. De când am intrat, am reușit să facem câteva reabilitări și în școala Tămășeni și în școala Adjudeni, în funcție și de banii pe care am avut și nici elevii să, să nu aibă acele condiții care ar trebui să le aibă. Nu avem toaletele interioare, care lucrăm la momentul ăsta la două proiecte, și la Tămășeni și la Adjudeni, sunt trimise la Ministerul Dezvoltării. Probabil că o să avem șanse de finanțare pentru a face ca școlile să funcționeze normal, cu o toaletă interioară și alte condiții. Dar, în general, școala Tămășeni și Adjudeni deci nu sunt probleme. Este una normală? Acum directorii? Nu s-au schimbat directorii. La Adjudeni nu au fost probleme. La Tămășeni, doamna director a căzut, am înțeles, testul grila. Va rămâne până în februarie. După aia se va numi un director interimar până la o nouă reexaminare. Avem 8 consilieri PNL. 4 consilieri sunt din formațiunea PACT, 2 consilieri PSD și un consilier Partidul România Unită, PRU. Deci chiar dacă noi suntem majoritari, asta nu înseamnă că nu avem, să zicem, o colaborare și cu ceilalți consilieri. Deci chiar facem echipă și cu cei de la PACT și cu cei de la PSD, deci împreună orice lucrare o facem. Deci eu vreau să fiu un primar care împreună cu Consiliul Local să luăm decizii și să nu iau decizii singuri și să spun că eu sunt majoritar și că facem ce vrem noi. Nu, deci suntem până la urmă o echipă în Consiliul Local. E normal să fie câte o discuție sau cuiva să nu-i convine ceva. E să fie democrat. Dar eu sunt vreau să fiu un primar care lucrurile să le facem împreună, să nu fie probleme. Se apropie sfârșitul anului acesta. Întotdeauna aici la Tămășeni a existat un proiect cultural de anvergură, acela al organizării unui festival al tradițiilor și datinilor de pe Valea Siletului. Veți continua proiectul acesta anul acesta și care e, dacă da, care e stadiul de pregătire? Din pricina autorizației de funcționare de ceea ce s-a întâmplat la colectiv, deci de anul trecut, practic, această sărbătoare s-a stopat, pentru că în căminul cultural intrau foarte mulți oameni și cred că până la reautorizarea căminului cultural, cred că ar fi un pic dificil. Voi încerca să vedem dacă ne vor da voie să facem această sărbătoare, pentru că se vor aduna cel puțin 400 de oameni. O facem, dacă nu, nu riscăm să primim o amendă sau nu avem o altă sală. Și n-ați făcut demersuri de... Ba da, sunt demersuri, am început lucrările, dar astea sunt de durată un pic, că investiția este foarte mare și nu o putem realiza chiar atât de ușor. Eu o să încerc să vedem dacă o să ne dea voie să o facem, anul ăsta vom continua. Stadiul lor, băieții, copiii sunt pregătiți, nu-i problemă. O să vedem, o să vă dau un răspuns probabil în altă zi, să vedem cum o să facem. Bun, dar dacă nu puteați apela la această scenă tradițională care o aveați în parc? Dacă ar fi, să spunem, vara, dar așa vă dați seama că e un sezon de iarnă și foarte rece. Care îl țineți, Festival Stradal al Datinilor și Obiceiurilor, este undeva asemănător la care participați în fiecare an? Da, da, dar acolo e de o, să spunem, o... ceva mai scurt aici, ca să stai cât ține festivalul, 2 sau 3 ore frig. Nu știu dacă... Noi încercăm să facem în căminul cultural și
O să vă sun, o să vă spun despre... Care sunt activitățile, ultimele activități pe care le-ați mai programat pentru 2016 și cum vedeți din punct de vedere al primarului Lucaci anul 2017? Sunteți optimist în ceea ce privește mersul lucrurilor? La ceea ce mi-am propus să fac împreună cu Consiliul Local pentru 2017, vreau să fiu optimist, chiar dacă nu se vor întâmpla, dar vor trebui să găsesc soluții pentru a realiza acele lucrări pe care noi ne le-am propus pentru 2017. Ele sunt într-adevăr foarte costisitoare, vor costa foarte mulți bani, dar va trebui să găsim soluții și deci să le facem. Deci vorbim despre proiectul de trotuare, pista de biciclete și rigole. Este pe un tronson de 5,2 km pe o parte și 5,2 km pe cealaltă parte. Costurile sunt foarte mari. Se ajunge la 2 milioane de euro lucrarea din ceea ce au făcut proiectanții, că proiectul este finalizat și va trebui, așa cum umblăm pentru avize și va fi scos la licitație. Îl vom începe cu bani proprii și vom încerca să găsim și o soluție de finanțare de la Ministerul Dezvoltării, de la Consiliul Județean, vedem de unde o să putem face rost. Ordonanța 28 momentan este blocată, vom vedea după alegeri. Probabil din motivul că nu mai sunt bani sau, am spus, din motive electorale să nu se folosească banii, să zicem, cu tentă electorală. Cam asta ar fi motivul. Nu știu, nu cunosc neapărat chiar motivul. Apoi avem un proiect tot pentru la anul, pentru un tronson de 5,2 km pe străzile unde s-au realizat lucrările de canalizare. Deci sunt niște străzi mai lătuțe. Avem proiectul, trimis la Ministerul Dezvoltării, dacă ne va putea și sper. Deci sunt optimist și sper să obțin cei 5,2 km pe acele străzi. Care vor fi jumătate Ajuteni, jumătate Tămășeni. Vor fi chiar toate străzile principale și cele mai late ale comunii. Apoi avem școala, v-am spus că avem și acele proiecte care probabil tot în primăvară le vom începe. Școlile sunt autorizate din cauza PC-ului acesta, nu aveți autorizat? Școlile, practic, ele nu sunt autorizate. Sunt autorizate pe o declarație, pe proprie răspundere a directorilor, dar ele nu corespund din punct de vedere pentru autorizare. Deci nu corespund. Deci de-aia am cerut tot pe OG28 ordonanța asta să ne poată ajuta cu acele proiecte pe care le-am trimis deja la București. Mulțumesc! Cu plăcere!